Bună ziua! Haideți să vorbim din nou despre ceva și mai nou. Automobilismul la români după Revoluție. Dacă în 89 erau vreo câteva mașini mărci, era ceva de genul în felul următor. Dacia, Allsit, Oltena, Lăsun sau Dacia 500, Lada, Volga și pe alocuri Trabant și Warburg. După 90 a mai fost un pic Oltena, Dacia săraca a supraviețuit. În fine, anii 96, toți au început să-și aducă mașini străine. Golf 1, Golf 2, deja era sfânt pe vremea aceea. Acum toți îl aruncă la gunoi. În 96 toți, parcă era ceva de gen în felul următor. Parcă aș avea nevoie de un motor nou pentru a mea Dacia. Așa că și-au luat un motor de Golf 1 sau 2, musai diesel, și l-au transbordat pe Dacia. Anul vin anii 2000, apare Logan. După se înălță Supernova, dispare Sielo și Oltena, vine Fordul. În continuare, Dacia produce, dar sub emblemare nouă. Sielo Nema de U, sub emblema de U, Oltena Nema. Între timp, vin în și anul 2000 și încep ai noștri samsari. Datorită faptului că a dumneavoastră Dacia din prin anii nu știu care, nu mai trece ITP-ul, că nu mai este conformă. Trebuie să vă cumpărați o nouă mașină. Sau, cum vrei să-i spui tu, o nouă Dacie, dar să nu fie Dacie, să fie străină, dar să fie bun. Practic, este în felul următor. Iar te duceai cu mașina la ITP și se întâmpla în felul următor. A scăzut ceva, mai reveniți cândva. Acum le trebuie o mașină musai de 95-96 care să facă același lucru cu bătrâna Dacia sau ca bătrâna Dacia. Înainte de asta trebuie să duci bătrâna Dacia. Unde să o duci că nu ți-o mai ia nici dracu? O dai la țigan. Mai e ceva și aia e. Am luat centru de desprinde. Bun, terminăm aici. Și ajungem și mai departe. Își cumpără băieții de la Samsai, de la cum era înainte, prin 2000, va duce Mercedes pe mărci germane, Samsar sau băieți, sau hai să spunem țigani, cum vrei să-i spui tu. Da? O mașină la mâna a doua, dar nouă pentru noi, că nu știm să o producem și să o reparăm și în fine. Așa că trecem mai departe. Întâi un Mercedes mare cât casa, diesel, mamă, diesel, consumul mic, nu contează putoarea pe la fund. Acum e ceva de genul în felul următor, te duci. Trebuie o mașină cum era o Dacia, odată. Să car cu ea, să fie vagon sau variant, sau wagon, așa, musai motorul să nu fiarbă, să fie puternică peste Dacia, RCA-ul, impozitul și toate cele să fie cât mai mici și să trec ITP-ul cu ea. Și atunci, băieți, și Samsari, păi, uitați aici, avem cam două variante. Varianta numărul 1.
Volkswagen Passat variant din 95, 96, 2000, ceva de genul. Motorul, vă garantez că nu vă fierbe. Vă funcționează, e tablă nemțească. Dai cu ciocanul și să sparge pumnul. Așa. După care, din punct de vedere al distribuției, oricum, că e Dacia, că e Volkswagen, oricum, trebuie să vă faceți dumneavoastră distribuția și ambreiajul. Iar din punct de vedere al trenului, a fost rulată de o bătrânică până când și-a dat duhul și în loc să ajungă la remat, a fost vândută pentru dumneavoastră. Mergea numai la piață cu ea, numai pe autostradă. Așa că e numai bună pentru dumneavoastră. Dar rugămintea mea e să mergeți un pic mai încet, pentru că dacă mergeți mai tare, vă ia radarul și vă dă o amendă mare, când vă duceți la ITP, nu încercați să depășiți Dacia din față, pentru că încă se mai produce față de Volkswagen variant din 95-96-2000 și e mai nouă. Și încă ceva, trenul de rulare e mai bun. Când și când, după ce pui mult pe ea, ca la bătrâna Dacie, o să vezi cu roțile în loc să fie așa, perpendicular, o să le vezi așa. Dar asta e din cauza drumurilor din țară, de la noi. Nu de afară, că a fost rulată numai pe autostradă, pe o bătrânică, pe autostradă de o bătrânică, când se ducea la piață, în Germania. Așa cum am uitat. Mai rămâne și chestia aceea, că nu vă spune Samsa, eu aduc nu pe mărși germane, ci pe euro. Frate, acum suntem o comunitate mare. Dacă vreți, vă aduc și din Italia, și din Spania, și de unde doriți dumneavoastră, și din Franța, oriunde vă aduce. Și orice mașină. După care vor face plângere după plângere. Al dracu țigan, mi-am dat Dacia mea 1310 și mi-a dezmembrat-o, mi-a făcut-o harcea-parcea. Mi-am cumpărat un Volkswagen variant din 95-96-2000. E la fel ca bătrâna Dacia. Iar mi s-a dat țeapă. Mă duc la ITP. ITP-ul nu mai mi-l dă pentru că deja mașina e caput pe ADAC. Pentru că ITP-ul se loghează la ADAC. Când și când. Na, asta e comunitatea europeană. Practic, să nu-ți cumperi tu motoraș. De, e doar un motor de 1.6. TDI. N-are mulți cai. 400, 200, cum are din 2007. Dar trebuie să aibă măcar vreo 90 cât are Logan. Ca și kilometri, oricum, e din reciclate, nu? De la Renault sau mai știu eu ce. Că s-a interesat el și știe sigur el. La garanție, ce să zică? Oricum, că e nou, că e veche, trebuie să faci și kitul de distribuție și ambreiaj. Pivot și tren la drumurile noastre și una și alta. Practic, îți cumperi o mașină cu 150 și o duci la vreo 450. Și mai vrei să o revinzi a doua oară și să mai iei profit și să nu o duci din nou la țigani. Să o duci memeze. Dar să ne mai gândim un pic, suntem în anul 2012 și este în felul următor. Au apărut centrele de dezmembrări. Dumneavoastră duceți mașina accidentată sau neitepizată la centrul de dezmembrare și o facem mașină donare.
dacă aveți un accident mititel, cu bara pocnită, spocbită, zguriată, sculță sau mai știu eu ce, o iei, o duci direct la centrul de dezmembrări, direct de pe mașina de onoare, ai găsit și stop, și frână, și bară, și tot ce trebuie. Da, suntem în 2012. Românul e șmecheraș. Și acum mergeți la poliție cu toții și faceți plângere. Că al dumneavoastră, Volkswagen, variant, din 95, 96, 2000, 2007, sau mai știu eu ce, n-a trecut ITP-ul, ca Dacia din față, care încă se mai produce, aceea nu se mai produce, pentru că a pierdut ITP-ul nemțesc și trebuie să nu treacă nici pe cel românesc. Și s-a făcut liniște. Bine, și mai există și varianta aceea. Și mi-am dat acela țigan și au dezmembrat-o și mi-au dat 2 lei pe ea, al dracu țigan. Și mi-am luat un Volkswagen variant din 96, care să care, ca o bătrână Dacia, sau din 2000, sau mai știu eu ce, 2007. Și nu mai trece ITP-ul pentru că a picat adacul nemțesc, sau rarul nemțesc. Iar trebuie să o duci la centrul de dezmembrare, care în spate e un băiat mai mare, iar îți dă o nimica pe mașină, al dracu țigan, iar mi-a dat țeapă, am mai băgat și ea, și eu un kit de ambreiaj și altceva în ea și tot așa. O zi plăcută în continuare să aveți!